Accidentul s-a produs sâmbătă după amiază pe șoseaua dintre Poșta Câlnău și Boboc, pe fondul carosabilului umed. Șoferul de 24 de ani, care gonea către Boboc, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac. În urma impactului, șoferul a decedat pe loc. În autoturismul Cielo se mai aflau 3 pasageri, prietena șoferului, fratele și un prieten. Răniții au fost transportați la Spitalul Județean pentru a primi îngrijiri medicale. Din prima cercetări rezultă că accidentul s-a produs datorită neadaptării vitezei la condițiile unui carosabil acoperit cu apă. Conducătorul auto a pierdut direcția de deplasare, a intrat în coliziune cu un copac marginal, fapt ce a produs decesul acestuia și rănirea, vătămarea corporală încă a 3 persoane, pasageri în acest autovehicul. Tânărul de 24 de ani avea permis doar de 2 ani. Conducătorul auto avea permisul de conducere numai cu 2 ani de zile, adică din anul 2013, undeva la finalul anului acesta. Nu a avut alte abateri auto, însă, așa cum am spus, principala cauză a fost neadaptarea vitezei la conducerea unui carosabil acoperit cu apă. Din cauza vitezei și a impactului puternic cu copacul, autoturismul Cielo s-a făcut praf. Bucăți din caroserie s-au împrăștiat pe câteva zeci de metri. 2 ore mai târziu, la Poșta Câlnău, Luminița Antonescu, profesoară la Colegiul Agricol, a fost accidentată grav pe trecerea de pieton de un șofer din Vrancea. Profesoara este internată în stare gravă la Spitalul Județean din Buzău.